Numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma trecerii taifunului Hagibis pe teritoriul Japoniei a ajuns la 74, iar cel al răniților la 224, în timp ce echipele de salvare caută în continuare persoane dispărute. Numeroase victime au murit înnecate în în inundații, după ce mai multe râuri s-au revărsat. În toată jumătatea este a principale insule de acolo, 52 de râuri s-au revărsat, s-au înregistrat peste 170 de alunecări de teren în 19 prefecturi, multe dintre ele conducând la blocarea drumului. Murilor. În prefectura Fukushima s-a înregistrat cel mai mare număr de victime, peste 13.000 de locuinți au fost inundate, dintre care 1.100 au fost grav deteriorate. Premierul nipon Shinzo Abe a declarat că Japonia este gata să cheltuiască 6,5 milioane de dolari pentru a ajuta zonele devastate de taifunul Hagibis, unul dintre cele mai puternice taifunuri care a lovit Japonia în zeci de ani.